Tuturor și bine v-am găsit la un nou episod foarte special. După cum observați, am făcut rank 35. Noi este Clibei, suntem și pe locul 1 global. După cum observați voi aici, locul 1 global, 1280 de trofee în premieră, când la 3v3, pentru că am mai fost și cu Crow locul 1 global, dar în premieră când se lansează un brawler nou și este și gratis, pot să fac locul 1 global și totodată și rank 35, fiind primul meu brawler de rank 35 și cele mai multe trofee, 1280. Înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare, să facem cât mai multe like-uri, să facem peste 15.000 de like-uri dacă se poate pentru munca pe care am depus-o. Live de 10 ore jumătate și așa mai departe, găsiți live-ul pe canal dacă vreți să vedeți toate meciurile. Win rate-ul a fost cam de 100%, deci nici nu mai mi-arată măcar toate meciurile, dar le-am arătat practic. O să vedeți voi imediat că o să vă las momentele. Nu uitați să folosiți și codul Mădălin pe shop. Văd că sunt pinurile astea, bine, probabil mai mult ca sigur când vedeți voi episodul acesta, deja am luat pinurile. Follow pe Instagram la madalin.tatiana23 și vă las în continuare cu unele meciuri, de fapt meciul de rank 35, că îmi dădea practic 3 trofee pentru fiecare win. Le mulțumesc și tuturor românilor care au intrat și m-au ajutat cu câte un snipe. Au fost și meciuri de bătaie, meciuri bune, care am bătut și pe Jigsaw locul 3 global, am bătut și pe Crysoul și foarte mulți. Dar unele meciuri, ca să fie mai rapid matchmaking-ul, m-au ajutat și mulți români ca cumva să pușez mai rapid și să meargă meciurile mult mai rapid. Vă las în continuare cu momentele de în care am făcut rank 35 și locul 1, 2, de fapt locul 3, 2, 1 global. Și da, vă mulțumesc o dată pentru susținere. Asta este gen munca mea, dar și aprecierea voastră pentru comunitate și am vrut să demonstrez că bă, se poate să faci mă rank 35. Cam vreo 15 ore mi-au luat de puși, cam așa. Vă las cu momentele de pe live cu rank 35. Suntem la depărtare de 3 trofee. 3 trofee diferență, ca să zic așa. Este ora 2 noaptea. Sunt 2000 și ceva de persoane pe live. Avem și aproape 19.000 de like-uri și foarte aproape de a face rank 35. Problema este că stăm foarte mult în matchmaking, mai trebuie decât 3 trofee. Probabil o să mai încercăm după aceea să vedem dacă o să vrea și băieții să mai dăm un match 2-3. Să facem 1256 de trofee sau ceva de genul, să fiu pe 7 global. Practic este în premieră brawlerul meu rank 35. O să iau niște momente de pe live să le pun. Foarte multe de la 1200 încolo au fost snipuri de pe live. M-au ajutat românii și le mulțumesc cu ocazia asta, pentru că stai foarte mult în matchmaking. Durează 5-10 minute, nu sunt oameni care să joace și dacă sunt oameni, îți dă deștea de trofee mici. Că practic am scăpat jucând 8 ore, 9 ore de live, jucând în continuu. Am pierdut cumva matchmaking-ul de jucători de aia buni. Și ne dă din ăștia jucători decenți. Nu e ca și cum dacă prindem un meci pe bune să jucăm, îl jucăm până la capăt, cum s-ar spune. Dar voi reveni cu meciul de rank 35, primul meu brawler rank 35. Vedeți că ne-a găsit meci, este Jesse, Edgar și Nita. Se pare că compul lor pe care l-au este un comp bun, adică compul respectiv pe această mapă. Hai să vedem dacă ne jucăm pe bune și da, o să ne jucăm pe bune. Acest meci este pe bune de rank 35. Vedem pe Jesse acolo, nicio problemă că voi sări pe ea și bam, 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 bam. Mă voi duce pe... ok, este Nita aici. N-am putut să mă apropie acolo, din păcate, sper că nu ne-a furat acestul. Ok, David ține foarte bine pentru Edgar, o să mă duc eu aici pe Edgar. Nice, bine David acolo. Mi-a dat un damage destul de bun, am super încărcat. Mi-a dat damage destul de mare. Mamă, ești nebun la cap, stai puțin, cine v-a s-a întâmplat acolo? Alin se descurcă, îl omoară, probabil să sară pe ăsta și dacă va sări nicio problemă că sunt eu aici. L-am învățat deja, gen, el face chestia asta, se duce față spate și se întoarce. Te-am înțeles, brother. Venit acolo, nu vreau să sar. Am omorât acolo. Ah, ok, nicio problemă. Alin, probabil, posibil să ia chestul, gen chestul cadou. Mi-am două gadgeturi, trebuie să țin de gadgeturi ca de ochii din cap. Ok, Alin s-a dus acolo, l-a omorât, o să ia mingea, o să dea pasă lui David și cam asta este, gen, nu mai are nicio șansă. O să se teleporteze, bam, da, foarte bine jucat din partea lui David. Ok, o să-mi încarc aici, cumva o să stau să-mi încarc superul, vom sta doar defensiv, o să este un meci de top, v-am zis de la bun început de când am văzut compul. Este Nita aici, mă voi duce pe aia, o bat, mă duc pe ăsta. Oul! Stai puțin, de unde mi-a dat damage și a ricoșat damage-ul ăla?
Am aproape super încărcat, nu o să mai dau absolut deloc. Am spenita, am bătut-o aici. Jesse în continuare este foarte, foarte bună. Da, nicio problemă că am câștigat meciul, practic este meciul de rank 35. Un meci destul de tensionat, dar au jucat-o foarte bine și băieții. Aici voi sări pe Nita să o omor. Bun, ăsta este meciul de rank 35. Văd că, ok, n-au fost jucători foarte buni. Primul meu brawler de rank 35, uitați-vă cum arată. Deci gen cam așa arată. Wow, se pare gen foarte tare că după update-ul în care s-a băgat rank 35 am făcut. Și cam așa arată și aici. Deci primul meu brawler din totdeauna, primul meu brawler. Stai ca să pun most trophy. Așa arată. Și primul meu brawler. 1250. La modul de față sunt global cu brawlerul acesta pe 19. Deci 19 oameni au făcut a făcut rank-ul acesta. Și acum, întrebarea este următoarea. Să mai dăm un match 2, să fim cu ce să vedem noi puțin cu acest brawler. Dacă dau 1256 două meciuri și 1256 cred că e cel mai ok, aș putea urca pe 7 global. Nu știm dacă să mai dau un meci sau nu. Am uitat să dau drumul la filmare, dar nu mai contează, o să iau de pe live dacă e momentele cumva. E un meci destul de strâns, sincer. E un meci destul de strâns, asta este meciul de 1253 de trofee. Voi reveni cu meciul de 1256? N-au fost jucători, adică vedeți cumva am reușit să scăpăm de matchmaking. De matchmaking ăla dur, cum s-ar spune. A, ba da, au 30.000 totuși, 36.000? A, deci cumva au și ăștia trofee mari, doar că România e România, power of the show. Dă un meci, să fim top 10 global. Ne-a găsit meci. Dar e posibil ca acesta să fie snipe 100%. Mai puțin că Colt este snipe gen. Jesse nu știe ce se întâmplă. Mai este și el primul aici, dar o să-l bat. Opsi. Se mai întâmplă. Ne distrăm cu ei. E distracție. Pentru că efectiv am jucat de... Nu mai știm de noi, practic. Adică sunt meciuri atât de rapide încât ne distrăm, ca să zicem așa. Deci este un român Royal. Deci Royal este român și restul, uitați-vă și voi ce... Uitați-vă ce adversar ne dau. Deci doar să vă uitați puțin. Și cred că o să mai continuăm puțin. La momentul de față suntem cu Edgar. Suntem pe 7 global. Și primul are 1275 de trofee. Să mai încercăm oare un match, să nu mai încercăm. Hai să vedem cam cât de repede o să ne caute matchmaking. Ne-a găsit match instant, avem Nita, Daryl și cu Jesse. Ok. Să mă bag în buș. Blană bombă. Nita este aici în fața mea, ceea ce este în regulă, aș putea să sar pe ring sheet. Ok, m-a nimerit Jesse acolo, well played din partea ei. Se descurcă foarte bine David. Am arba pe super încărcat. Pot să mă duc să mă pregătesc cumva să sar pe bătaie. Important e că i-am bătut pe ambii, dar vor reveni în continuare. Acum trebuie să stăm și calm să punem o presiune pe ei. Blană. Acum am sărit. Am sărit aici pe Nita, o bat. Băi, lol. Mamă, ce-a fost electricitatea acolo, frate. Deci nu pot să înțeleg ce-a fost electricitatea acolo, sincer. Am bătut, este Nita aici. O să pună ursul mai mult ca sigur, exact, nicio problemă, o să aibă scutul. Am bătut ursul, mă descurc. Bătut acolo, să vină Jesse aici să-mi dea hit.
O să-și pună ochii, trebuie defensivă. Trebuie să se bată neapărat câinele. Karma David trebuie să bată câinele cumva. Pentru că dacă nu va bate câinele, mie mi-e greu. Ok. N-am apucat să bat și pe Nita, din păcate. O să fie mici destul de greu, sincer să vă spun. S-a descurcat acolo băieții, s-au ajutat unul pe celălalt. O să sar aici. Am bătut-o pe Nita. M-a bătut și pe și Jesse acolo. Da, se descurcă băieții. Cred că o să fie cumva egalitate meciul acesta, nici nu vrem să-l pierdem. Mai am două gadgeturi, atenție mare. Atenție mare, meciul nu se poate termina chiar aici. Trebuie să se bată tureta. Tureta lui Jesse trebuie bătută. Bătută pe Jesse. Îmi dau gadgetul. Aaaa, a murit de la urs. Dau furat cadou, furat cadou, furat cadou. LOL, a furat cadou, nu vine să cred așa ceva. Grinch a furat cadou, mamă ce meci tensionat. Important este că l-am câștigat 1259 și m-am motivat cu băieții cumva. Hai să mai dăm, să fim blocul 1 global. Haideți că ne-a găsit și meci, avem Colette, Gale și cu Edgar. Suntem și în Brawl TV totodată, la ora aceasta, oricum e târziu ora, este ora 2.43. Și e posibil ca să fie foarte puțin. Deci avem Colette acolo, aici avem Edgar. A, dar de fapt... De fapt de drept sunt români. Ok, fii atent că își dă sufletul aceea. Păreri despre acea Colette care își dă sufletul? Deci e cumva snipe. Deci e cumva snipe, dar... Snipe și nu prea cum ar veni. Gale se rotește, nici nu mai înțelege nimic. Nu se mai înțelege absolut nimic, Gale nici măcar nu joacă. Ok, am luat asta, deci Gale nici măcar nu joacă. Colette nervoasă. Nice, ăsta este meciul de 1262 de trofee. Cu o grămadă pe Brawl TV. Acesta este numărul 620 și probabil și de pe live care am intrat. Telege, Patata Man și... deci doar român a fost Telege cu Gale. 1262 de trofee. Tu de față, suntem pe... ia să vedem noi unde suntem. Pe 6. 1275 are primul. Hai să încercăm să facem 1276. Să fim locul 1 global. Și cam asta a fost și episodul. Și cele 10 ore de live. Edgar, Byron și cu Leon. Un comp destul de ciudat. Dacă stați să mă întrebați pe mine, este Leon aici. Și stau împreună, nu o să mă duc agresiv. O să mă retrag puțin ca să mă regenerez. Bun, am luat cadou. O să vină ăla acolo, da. Nu contează, important e că am luat cadou și l-am dus, avem 1-0. Mai am și două gadgeturi. Nici o problemă să vă descurca băieții acolo. Cred că o să mor aici, nu o să mor deocamdată, este perfect. S-a descurcat Alin. Suntem cu presiune pe ei, nu trebuie să ne grăbim.
Nicio problemă, nicio problemă. Important este să se ținem la ei în bază. Opa, opa, stai așa că a luat cadou, nu-mi vine să cred așa. N-are cum să le ia, n-are cum să le ia. Suntem tanși pe defensivă. Mamă, cine focele unul ăla cu invizibilitatea, bă, șobolanul. Fiul n-ai bă să fii de leon șobolan. Dă heal acolo. Ah, n-am putut, n-am putut. Cred că poate băieții acolo să ia cadou și bam, hau, pau. Hau, hau, mau, mau. Dacă vine Leon, am aici gadgetul, sar pe el, hau, hau, mau, mau. N-ai, GG, bă, pe ei. Stare curios câte trofee are, au, de fapt. Nu au foarte mult. 1265 de trofee. Bun, let's go. Continuăm. S-o dăm. Este minunat, ar mai trebui să mai dăm ceva meciuri, ia să vedem. Ok, ăștia sunt pe bune, este Emza acolo. Dacă mă duc în Emza, să-mi dea superul cu siguranță. Exact ce vă spuneam. Destul de agresiv am fost acolo. Da, foarte agresiv. Nici o problemă că se descurcă acolo David cumva. Este... ce este genul? Uite acolo imunitate. Pe partea dreaptă este Edgar. Cum vreau, vreau să-l păcălesc să-și dea superul. Și vreau să-i... Nice! Bună defensivă din partea lui Alin. Un meci destul de greu acesta. Vreau cumva să-i consum toate gadgetului lui Ems. Nice, GG, am furat cadou, foarte bine jucat din partea lui Alin acolo. Meci destul de greu, v-am zis de la bun început. Am un comp destul de bun pentru mapa aceasta. Tot ce trebuie să fac e să-i consum bine gadgeturile lui Ems. Lui Ems. Exact. Am luat ăsta, bam, am dat aici. Aaa, firar, dar nu-i problemă că sunt băieții acolo și o să le apasă, bam. Și ăsta a fost meciul de 1267 cred de trofee, sau? Ok, 1268, bun. La momentul de față suntem pe locul, suntem pe locul 3 global. Ok, vor mai trebui 3 meciuri să fim pe locul 1 global și cam asta a fost și episodul și push-ul. Bun, haideți că ne-a găsit meci. Piper, Leon și... nu știu ce caută Piper. Asta e a doua Piper pe care o avem timp de 10 ore pe care am luat-o. Ok, asta este clona cu siguranță. Bam. Am luat cadouașul. Deci n-are ce căuta Piper pe mapa aceasta. Ok, David o să iau ăla. Cadou. Vreau ce frumos, bam, bam, bam. Și asta este meciul, easy, GG, well played. Ah, să brother, nu mai la niciun cadou. Deci avem 1200. 1271. Și e posibil să fim tot pe 3 sau pe 2 global. Ok, suntem pe 3. Următorul meci vom fi pe 2 global. Avem cam același comp, Edgar, Ems și Cobit. Ia să vedem, s-a băgat... A, ok, sunt români, lol. Deci avem același comp și sunt și români. Chiar le mulțumesc din suflet cu ocazia asta. Am zis că, bă, o să fie ceva super tryhard. O să o dăm pe bătaie de aia gravonez rău. La ora 3 noaptea. Stare curios să văd cine sunt. Deci, practic, voi mai avea nevoie de două meciuri. Să fim unul global și 1280 de trofee. Cam atât o să las. Deci la momentul de față suntem pe 2. Ne-ați din cine? Alex cu David și cu SpaceX. Ok, le mulțumesc din suflet cu ocazia asta. Cam mai sunt 3 la ora asta. Și să vedem Brawler, Edgar,
Aici. Da, suntem pe locul 2 global. Un trofeu distanță, de fapt, următorul meci. Următorul meci va fi locul 1 global și mai dăm unul bonus pentru episod și pentru live-ul de 10 ore. Da, Daryl cu Spy și cu Shelly n-au ce căuta, cu siguranță. Ori e snipe, ori ne-a dat un matchmaking de la de trofee foarte mici. Da, este snipe, exact, exact. De fapt, Shelly este reală. Adică Shelly nu este... Nu este o persoană de pe live. Le dau aici la băieți o pasă. Și cam asta este meciul de locul 1 global. Alex Armale, Big I Need You și Worst Alex Ever. Da, sunt toți români. Sunt toți români. De fapt și Shelly era. Cred. 1277 de trofee. La momentul de față, locul 1 global. Mai băgăm un mei să fie 1280 și totodată o tată să facă și David 1000 de trofee. Este și Alin locul 2, dar nu prea are șanse să facă locul 1. Pentru prima dată un brawler locul 1 global. A mai fost cu Crow în trecut. Dar pentru prima dată când fac la 3v3 și rank 35. Ultimul meci, băieți. În sfârșit, băieți, ne-a găsit meci. Avem Colt, Bea și Mr. P. După alte 10 minute de matchmaking. Greu, bă, greu. De tot de asta le spuneam băieților, din milioane și milioane de oameni care au fost. A, este snipe. Am înțeles, este snipe, băieți. Asta le spuneam băieților. Din milioane și milioane care erau și nu ne lăsau atunci pe servere să ne conectăm, nu găsești 3 oameni cu care să te joci și noroc cu românii care ne-au ajutat foarte mult. Deci noroc cu românii care ne-au ajutat foarte mult să pușăm. Da, deci original oficial avem rank 35 de mult, dar și locul 1 global din nou cu 1280 de trofee. La momentul actual când filmez eu, deci este Leo25. La momentul în care filmez eu, locul 1, locul 1, 1280 la distanță de 5. Oricum sezonul va dura 21 de zile și o să mai pușeze băieții, dar pentru mine este de ajuns la cât stau matchmaking. Vreau să vă arăt cumva și battle logo-ul. Cam asta este tot battle logo-ul, dacă vă uitați voi bine. Să-mi spuneți și mie când vedeți un lose. Vreau să mă anunțați. Cam să vă imaginați pentru episod cât am jucat și pe live, că sunt și live momentul în care mai filmez acum. Astea sunt toate meciurile, suntem acum 4 ore, ia uitați. Acum 4 ore. Cam așa trebuie să fie matchmaking-ul. Matchmaking-ul dacă vrei să faci rank 35. Dacă pierzi, vei scădea minus 12 trofee, pentru win vei lua 3 trofee. Așa, am jucat și cu o persoană de afară, dar nu este rusul original. Victory, victory, încă dăm. Ok, aici am început și am luat un lus. Acum 7 ore 32 am avut un lus. La 887 de trofee, practic. Și în rest, după aceea vin iară win-uri. Deci un singur lus și aici lus. Pentru că, practic, aici am început să jucăm și a avut compul nepotrivit, ca să zic așa. Bun. Trofeele, să vă arăt cam cât mă scade. Deci pentru 1250 de trofee și 1299... Practic sunt aici băgat. Nu va scădea la 1060. Deci o să scadă 1060 și o să-mi dea 300 de star points-uri. Dacă voi face 1300, mă scade la 1080. Și am scădut la 1060. Dar nu are sens. Sunt 10 star points-uri în plus. Trofele că te scade cu 20. Chiar n-are rost. În fine. Cam asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare. Mă bucură faptul că am putut pentru comunitatea mea și mie. Gen, pentru comunitatea mea și pentru mine să-mi dovedesc că se poate. Stai, global. Așa. Că se poate să facem locul 1. Și o să urmeze, probabil, Byron, ca să-l mai pușem. Văd că și David tot la fel are rank 35 pe Byron. Poate să-l pușe și eu pe Byron. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și de abonare să facem cât mai multe like-uri acolo peste 19.000 de like-uri cât avem pe live. Și cu toate astea ne vom vedea data viitoare la un nou episod. Pa, pa! Subscribe.